de fapt deja parte seara. Și bine ați venit la o nouă sesiune a Clubului de Presă a Școlii de Jurnalism din Moldova. Vă rog să luați loc. Astăzi îl avem pe invitat domnul ministru al energiei, domnul Victor Farnicov. Bună seara! Și o să modereze discuția de astăzi jurnalistul Ion Preașcă. Bună seara! Așa că avem și un regulament agenda de altfel, probabil știți, în special cei care ați mai fost. Deci 30 de minute avem cu înregistrare, puteți să citați ceea ce o să auziți, ceea ce o să discutați. După care o oră și jumătate o să fie așa într-un format mai liber, mai lejer, cu butoanele deconectate. Și discutați tot ce doriți și tot ce permite să auziți. Legislația în vigoare. Da, legislația în vigoare. Bun, spor și butoanele on. Deci aveți un an de când sunteți ministru și de un an de când există Ministerul Energiei. Am înțeles că abia zile ieri pare mi s-a să aveți în sfârșit un sediu nou, adică ca o noutate. De ce a durat atât de mult că un minister care strategic se înghesuie aproape un an de zile pe căpieri în diferite colțuri ale guvernului? Bun, în primul rând, în general, procesele în guvern, bun, eu am mai fost în actul de guvernare, nu în guvern, dar la Andreea, și cunosc deciziile, de la momentul lor decizii până când se întâmplă lucrurile, durează, ca timp, în general durează. Bun, noi am avut, la noi a fost o perioadă, nu știu dacă e record, dar o perioadă relativ scurtă în care am reușit să creăm ministerul, să creăm funcționalitatea ministerului, dar, într-adevăr, fiind plasați în clădirea guvernului, care are spațiu limitat și mai ales după ce deci s-a creat și, cum se numește, deci birou de integrare europeană, care la fel este plasat acum în clădirea guvernului, a fost nevoie să găsim alt spațiu. Bun, eu, pentru mine nu atâta contează în ce clădiri eu stau. Noi, într-adevăr, procedura asta de strămutare a oficiului cam o săptămână ne-a luat mai mult sau mai puțin treptat a durat și o leacă a scăzut din productivitatea muncii, dar în rest eu zic că ministerul oricum este funcțional. Noi, chiar dacă o să urmăriți la agenda pe care o avem în sectorul energetic, probabil că veți observa că nu suntem în regim de luptă cu crizele, dimpotrivă ne axăm pe dezvoltare și asta este probabil că provocarea cea mai mare la moment este că noi în paralel de la zero trebuie să pornim foarte multe procese. Deci noi pe de-o parte trebuie să facem interconexiunile, pe de altă parte trebuie să facem, scriem piața, scriem operatorii de piață, să facem piața asta funcțională. În paralel mergem cu proiecte de eficiență energetică, creăm Centrul Național de Energie Durabilă, produs, instrumente financiare, în paralel mergem cu programele care țin de digitalizare sectorului, de securitate cibernetică, chiar astăzi am participat la lansarea unui exercițiu de simulare în privința securității cibernetice în sectorul energetic. Adică sunt foarte multe procese în paralel. Eu pot să vă spun cu certitudine că de multă vreme nu a existat o asemenea agendă intensivă pe regenerabil, deja nu mai vorbesc, pe sectorul energetic. De asta, chiar dacă a durat, noi am încercat să ținem pasul și să livrăm rezultate indiferent de fapt că sediul... Adică nu v-a afectat asta, dar am vrut să precizez aici că a apărut ieri un studiu care arată că Ministerul Energiei are cele mai puține cadre, adică din ocupat din câte planificat, adică fiindcă asta are cumva și o legătură. Aveți cadre, aveți locuri unde să îi păcătați, deci, mai eficient. Hai să spunem așa, deci la noi constrângerea inițială era că noi aveam ministru fără minister. Asta era ministru cu minister fără buget.
Asta era ministru cu minister, cu buget, fără angajați și fără birou. Pe care noi de-abia, pentru că și birourile pentru Ministerul Energiei în clădirea Guvernului s-au eliberat mai mult sau puțin în luna august-septembrie. Și atunci, adică jumătate de an exact. Adică noi de-abia am început procesul masiv de angajări începând cu toamna. Și de asta poate acum nu suntem încă la parametrii care ne-am dorit, dar repet, noi pe de-o parte avem o problemă legată de, spunem, suplinirea cu cadre, iar pe de altă parte noi suntem cumva favorizați în comparație cu multe alte sectoare, pentru că noi beneficiem de o mulțime de sprijin extern. Adică eu astăzi am avut o consultare publică și cu mândrie pot să afirm că noi de-abia, deci este o primă lege de asta fundamentală, majoră, pe care am scos-o cu forțele proprii ale Ministerului în toată această perioadă, fără sprijin extern. În rest, noi beneficiem, suntem cumva binecuvântați că avem ajutorul partenerilor externi și noi avem proiect MESA de la USAID, consultanți de la BERT, consultanți de la din alte părți care ne ajută inclusiv la elaborarea cadrului normativ. Și chestia asta cumva tot ne permite să ținem pasul cu lucrul Ministerului, chiar dacă nu aveam toate cadrele. Dar aici există latura, spunem, latura opusă, că datorită faptului că salariile din sectorul public totuși sunt mult mai joasă decât în special în sectorul privat. Sectorul energetic dintre toate sectoarele economiei este unul din cel mai bine plătit în privat, după IT și după banking și servicii financiare, și atunci e foarte greu de atras și de menținut cadre în minister. Noi avem o mulțime de oameni care ne ajută, cei mai competenți, dar care sunt în afara ministerului. Și noi cumva la minister aveam constrângerea asta că, băi, stați o leacă, bun, au venit consultanții cu o mulțime de proiecte, de legi, rapoarte, nu știu ce, am întrebat la minister cineva să așeze, să citească tot asta, să înțeleagă despre și să înceapă a le da picioare la actele astea normative. Deci asta a fost o constrângere, acum noi suntem deja cu mult mai bine, deci având deja peste 40, aproape 50 de oameni, deja ne simțim cu mult mai siguri pe spunem, capacitățile interne ale Ministerului. Deși e sigur că avem unde crește și ca și număr, dar în special ca și calitate, ca și competență. Pentru foarte mulți sunt acum din cei care anterior erau în poziții de juniori și acum au fost crescuți și ajung în poziții de administrative. Ca să nu monopolizez, eu vă mai pun încă o întrebare și pe urmă trecem. Cu cadrele, cu sediul, am terminat, au trecut două luni de când dumneavoastră ați promis că iată, săptămâna viitoare vin gazele din America. Da. Ce s-a întâmplat cu transportul acela de gaze lichidate din America? Deci, atunci era vorba, deci nu, în primul rând trebuie să înțelegeți că nu a fost o constrângere din partea noastră. Deci terminalul ăsta, pentru noi țineam tot din tradinsul să fim printre primii care cumpără gaze la noul terminal de Alexandrupolis, de la Alexandrupolis. Alexandrupolis e un terminal care de-abia se dă în exploatare și primul vapor care trebuia să acosteze cu gaze în Alexandrupolis trebuia să se întâmple la sfârșitul lunii ianuarie. Din păcate, din motive tehnice care țin de mijlocit de acest terminal, ei nu au putut recepționa acest vas. Acest vas a plecat în altă parte și iată acum acostează, în martie deja, acostează nava care va fi prima navă primită oficial, comercial, pe... Cazul e a nostru de acolo? Sau nu tot gazul, dar nici nu are sens să luăm tot gazul. Noi vom lua, asta pentru noi este mai mult simbolic, pentru a demonstra că este posibil că noi, ca și țară, putem aduce gaze direct în terminal LNG,
gaze procurate, în cazul dat, din SUA. Și pentru noi asta tot e un fel de simbolic, adică piața de gaze se globalizează. Noi am avut experiența că am cumpărat gaze de pe piața europeană, acum putem să aducem gaze inclusiv din SUA și pentru noi asta mai mult are un rol simbolic. Prețul este cam prețul de piață, dar volumele sunt mai mult pentru a demonstra că este posibil. A testa da. Cum... Da, ruta, modelul, deci relațiile comerciale cu terminalul, cu transportatorii, cu tot. Cine dorește să pună o întrebare, adică dacă vă prezentați și... Numesc Dimentis, sunt reporter Postul Ivan TV și vreau să întreb despre un subiect legat cu ceea ce dumneavoastră a spus numai ce. Deci... Dacă Ucraina nu va prelunga contractul de transferul gazului, da, noi putem să găsim gaz din piața europeană, din SUA, dar oricum, există și moldavska gres, da, pe partea stângă Nistrului, și noi dăm acest gaz care vine din Rusia la moldavska gres, dar dacă nu va exista acest gaz rus, noi cumva putem să transferăm gaz la această moldavska gres. Și dacă da, cum va scumpi energia electrică? Întrebarea e bună, întrebarea e foarte bună, dar ca să fii foarte clar, toată, spunem așa, iluzia independenței regiunii transnistriene se bazează pe acest gaz de facto gratuit care vine din Federația Rusă. Toată economia lor, bugetul lor, pensiile lor, toate lucrurile în regiunea aceea, în mare parte sunt întreținute din acest gaz. Dacă astăzi centrala termoelectrică moldovenească ar achiziționa gaze chiar și de pe piața, deci la prețul de azi, care prețurile au scăzut semnificativ față de ce am avut un an sau doi ani în urmă, și s-ar apuca să-l plătească la prețuri de piață, eu nu cred că ei ar rămâne competitivi. Eu nu cred că ei rămâne competitivi cu energia pe care noi am putea să o procurăm din România, spre exemplu. De asta, sigur că pentru... Deci aici sunt, problema are două dimensiuni. Dimensiunea tehnică. Noi tehnic putem. Putem aduce gaze, putem avem experiența să le transportăm, putem să avem prețuri bune. Dar nimic nu poate substitui, spunem, concurența sau capacitatea de concurență a celor din stânga Nistrului. Ori toată economia lor a fost construită, bazat pe acest gaz de facto gratuit. Și atunci e o problemă, tehnic noi avem posibilitatea asta, dar este o problemă de capacitate de plată. Deci regiunea transnistriană nu are la moment capacitatea să-și achite gazele chiar și la prețurile de astăzi, care sunt prețuri joase. Nici consumatorul casnic, nici industria și nici centrala termoelectrică moldovenească, cel mai probabil că, bun, eu pot să vă fac o estimare, dacă ei ar procura astăzi, ar plăti gazele la prețul de piață, chiar dacă pentru volume ar putea obține niște reduceri, etc., eu nu cred că i-ar putea livra energie electrică mai ieftin decât de la 100 la 120 de dolari per megawattoră. Dar asta deja nu știu dacă se merită, da, comparativ cu achizițiile din alte surse. La moment există și a reintrat în joc piața ucraineană. Deci dacă anul 2022 și 2023, spre sfârșitul anului 2022 și anul 2023, sistemul energetic ucrainean era deficitar și ei nu prea exportau, ei aveau chiar și interdicții la exporturi de energie electrică. Acum ei exportă energie electrică, noi procurăm energie electrică, volume relativ mici din Ucraina. Adică noi, cum să vă spun, pentru noi cel mai exemplar în sensul ăsta a fost luna noiembrie 2022. Deci în luna noiembrie 2022 noi am avut un fel de stress test live. Când noi am avut limitări de volume de gaze
pentru Republica Moldova din partea Gazprom, când sistemul ucrainean de energie electrică era sub bombardamente și nu putea emiza pe energie electrică din Ucraina, când centrala termoelectrică moldovenească a refuzat să furnizeze energie electrică, deși avea contract în luna octombrie, și am mai avut și prețurile cele mai mari istorice la gaze și la energie electrică în regiune. Și noi am demonstrat, în noiembrie 2022, noi am demonstrat că noi putem face față scenariului ăsta, noi suntem mai rezilienți în sensul ăsta decât regiunea transnistreană. Ei sunt mai vulnerabili în sensul ăsta decât noi. De asta problema principală acum nu e problema tehnică. Problema principală e că cei din regiunea transnistreană trebuie să învețe să achite gazele. Trebuie să-și crească pe interior prețurile la gaz și să învețe câte o leacă să le plătească. Pentru că spunem, sistemul ăsta sau formula asta în care ei beneficiază de gaze de fapt gratuite din partea Gazprom, ea nu va dura la nesfârșit. Dar păi, până la urmă, în 2024 o să închidă Ucraina, o să sistează transportul de gaz. Deci, din câte ați observat, inclusiv poziția ucrainenilor, nu este atât de radicală. Deci ei nu interzic tranzitul de gaze rusești pe teritoriul Ucrainei. Ei nu vor semna contract cu Gazpromul Ucraina, deci o companie ucraineană nu va semna contract cu Gazprom pentru tranzit. Dar asta nu înseamnă că o companie, pentru că discuția este mult mai mare decât Republica Moldova și regiunea transnistreană. Sunt companii în Uniunea Europeană, traderi europeni, țări din Uniunea Europeană, care doresc să continue să achiziționeze gaze din Federația Rusă. Iar eu fac o mică paranteză ca să înțelegeți cât e de mai larg subiectul. În general, discuția asta și tensiunile astea între Federația Rusă și Ucraina pe tot ce ține tranzitul gazului, ele se bazau pe o chestie, dacă doriți, ideologică. Deci, Federația Rusă încerca să demonstreze că, uite, ei sunt furnizori de bună credință. Ei vor să furnizeze gaz în Europa. Dar ucrainenii sunt cei care sabotează și fac probleme și pură gaz și nu știu ce acolo și cumva încurcă, împiedică, ei sunt problema. Cei din Ucraina spuneau că noi suntem țară de tranzit de bună credință, noi ne comportăm civilizat, noi permitem tranzitul pe teritoriul nostru, Federația Rusă utilizează gazul ca armă, încearcă să șantajeze Europa, etc. Acum, pentru ucraineni este extrem de dificil acum să renunță, mai ales că ei acum își integrează piața lor de gaz în piața europeană de gaz. Deci ei nu pot să refuză un furnizor din, spre exemplu, nu știu, Slovacia, Ungaria, Cehia, Austria, care vrea să vină spre ea gazul chiar și la hotar cu Rusia, să tranziteze acest gaz pe teritoriul Ucrainei. Asta ar însemna că ei acceptă regulile de comune de piață ale Uniunii Europene. Dar problema este că dacă Gazprom respectă aceste deja condiții, și face Gazpromul, păi da, noi am cam văzut. La Gazprom și în acest sens ce facem noi? De exemplu, dacă gazul se ieftinește, vom cumpăra de la Gazprom? Deci, vom relua achizițiile? Foarte bună întrebare. Eu am mai spus-o cu alte ocazii și îmi voi reitera. Din punct de vedere politic, nici la nivelul Uniunii Europene și nici în Republica Moldova nu este adoptată vreo decizie de interzicere a achizițiilor de gaze din Federația Rusă. În privința petrolului din Federația Rusă, asemenea decizii există. Deci, interzicția la importul de petrol din Federația Rusă există. Dar în privința gazelor nu există. Da, Uniunea Europeană și-a declarat intenția către anul 2027 să interzică acest import. Până atunci, este în vigoare și țările Uniunii Europene pot și în continuare achiziționează gaze din Federația Rusă. Atât timp cât noi în Republica Moldova și cei din Uniunea Europeană nu au un mecanism sau o decizie politică de sancționare, impunerea unor sancțiuni pe gazul rusesc, noi trebuie să tratăm această, spunem, și ei tratează și noi tratăm acest gaz ca și orice alt
gaz pe piață. Și atunci, din punct de vedere al Moldova Gaz, din punct de vedere al consumatorilor, atâta timp cât acest gaz este la cel mai bun preț, el trebuie să aibă avantaj față de gazul de la alți furnizori. Repet, decizia, și eu nu exclud o asemenea decizie, de a impune careva sancțiuni sau a impune careva interdicții, limitări, poate taxe suplimentare la gazele rusești, nu este o decizie pe care o poate lua Ministerul Energiei. Este o decizie politică care trebuie luată la nivel mult mai înalt, la nivel de guvern, la nivel de parlament, dacă doriți, într-un final. Taxe suplimentare. La fel. Deci poți să introduci, spre exemplu, Bulgaria au introdus 10 euro la megavator. Dar ei au eliminat-o deja. Da, dar Bulgaria au introdus acest instrument cumva de protecție a pieței interne de importul de gaze de Federația Rusă. Господин министр, вы говорите о том, что нет санкций на уровне всего Европейского Союза, но есть страны, которые приняли политическое решение об отказе закупки пользоваться газом. То есть нам нет необходимости ждать, пока Европейский Союз примет. Мы можем принять политическое решение, учитывая те военные и агрессивные заявления, которые делаются в адрес Республики Молдова. Teoretic putem, dar, repet, chestia asta depășește mandatul doar a Ministrului de Energie. La moment, atâta timp cât o asemenea decizie nu este luată la nivel politic superior, noi lucrăm în condițiile în care există. Acum, dacă îi să vorbim de a mai fost un gând care mi l-ați sugerat atunci când ați dat întrebarea, dar mi-a scăpat. Dacă ceva mi-a amintit. Prețul. Da. Я вам говорила про политическое решение на уровне страны, учитывая, что Российская Федерация ведет агрессивную политику в отношении Молдовы и угрожает военным вторжением. Получится странная, на мой взгляд, ситуация, когда нам угрожает военным вторжением, а мы будем платить им деньги за газ, чтобы они вооружали свою армию. Какой-то, знаете, нонсенс. De acord, asta nu am numai că eu n-am auzit deocamdată intenții oficiale ale Federației Rusă. Faptul că un blogger sau un activist politic a declarat... Скажите, замминистра обороны, спикер парламента, председатель парламентской фракции, мне продолжает список. Это достаточно высокие, высокопоставленные люди? Или пока Путин лично не выйдет, как 21 февраля, извините, 22 года, и не скажет... идем на Молдову спасать русских братьев, то мы не услышим, что нам угрожает. Просто я Лавров. А здесь семенат Молдова к Украине, он трофел. Да, и спуск Лаврова. Нет, я понимаю, что политическое решение не принимает министерство. Да. Но министерство может дать обоснование под политическое решение с точки зрения энергетической безопасности. Вы можете сказать, что мы совершенно спокойно можем прекрасно обойтись без русского газа. Да, это тот лумен, я же кунашь. Мы до Анди Зили троим фэр газе дин Федерация Руса. Дечь, мы у Анди Зили ам кумпарат газе дин пиаца Европеана în mediu mai ieftin decât de la Gazprom. Adică, repet, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere comercial, din punct de vedere a pregătirii pieței, noi putem trăi foarte ok, cel puțin pe malul drept, pe malul stâng și e mai greu, dar pe malul drept putem trăi fără gaz de la Gazprom. Dar o decizie de a renunța la acest gaz trebuie luată la alt nivel. Второй вопрос у меня, извините, пожалуйста. Республика Молдова будет проявлять инициативу и пытаться резервировать объемы газа для Приднестровского региона, согласно подписанному контракту? Nu va exista, în primul rând, dacă îți vorbim de furnizarea gazelor în stânga Nistrului, până acum de asta nu s-a ocupat nimeni altcineva decât Moldova Gaz, iar costurile legate de tranzitul gazului pe teritoriul Ucrainei pentru regiunea transnistreană nu are decât, deci nu vor fi transferate pe consumatorul de pe malul drept. Я dacă... имею в виду с 25-го года, когда заканчивается контракт Украины с Россией. De asta și spun. Adică dacă, de pildă, Moldova Gaz va ajunge la o înțelegere cu Gazpromul, că uite, ei preiau gazul la hotar și îl aduc ei, costurile de tranzit prin Ucraina, noi nu avem cum să le recunoaștem și nu le vom recunoaște în scopuri tarifare în Republica Moldova. Deci, asta, dacă gazul este pentru regiunea transnistreană, înseamnă că cel puțin partea asta va trebui să o plătească. Doar, Măcea.
Domnul ministru, spuneți-ne, au apărut mai multe comentarii în spațiu public legate de această obligativitate a companiei Energocom printr-o decizie a CSE de a procura gaz, să spunem așa, la un preț de pe piață mai mare decât, spre exemplu, la ora actuală, Moldova Gaz procură de la Gazprom pentru Marea Stâncă. Și obligativitatea companiei Moldova Gaz de a procura de la Energocom gaz. Cum dispare această, spunem așa, disfuncție? Pentru că există o diferență totuși de preț, care creează o percepție în societate că am putea aduce gaz mai ieftin. Iată, aici eu chiar vreau să fac o claritate. În primul rând, foarte puțină lume realizează, dar schimbările și profunzimea transformărilor care au loc în sectorul energetic schimbă fundamental rolurile și, spunem, posibilitățile tuturor părților. Atunci când noi vorbim despre faptul că, uite, Energocom a fost obligat să livreze acest gaz către Moldova Gaz la un preț fix, da, asta s-a bazat pe acele stocuri pe care noi le-am făcut din vară, pentru a asigura un preț predictibil, un preț, da, garantat în perioada de iarnă. Sigur că, și eu repet, e foarte ușor de făcut prognoză în trecut. Dacă eu știam în vara anului trecut că, uite, noi o să avem iarna prețuri mai joase decât noi am cumpărat vara, sigur că eu vara nu cumpăram și nu mai cheltuiam banii ăștia pentru stocare. Dar, din păcate, de ăștia, spunem, prognozele de momentul acela spuneau exact inversul, că prețurile vor crește. Și de asta noi am vrut să ne cumva protejăm consumatorii de niște creșteri de prețuri. Acum, dacă vorbim de prețurile pe care Energocom le livrează la Moldova Gaz. Dincolo de asta, există piață și toți doritorii de a procura gaze din piață liberă la moment au posibilitatea să facă acest lucru. Noi avem în special companiile mari industriale care deja de luni de zile, de un an de zile, nu procură gaze de la Moldova Gaz, nu procură gaze de la Energocom. Procură gaze, o parte, apropo, Energocom a avut intenția să livreze, nu au câștigat tender. Adică au fost companii care au propus și au livrat gaze în unor consumatori mai ieftin decât prețul reglementat. Și asta este logica pieței libere. Asta presupune, pe de o parte, niște responsabilități mai mari pentru companiile respective, dar pe de altă parte și oportunități mai multe. Deci ei chiar pot alege. Școala de jurnalism, Iorel Barbaroș. Domnul ministru, sunt așa tehnologii ca SMR, Small Modular Reactors atomice. În România, împreună cu Statele Unite, dacă s-ar difuza acest proiect și pe Moldova și dumneavoastră ați fi curator acestui proiect, să ne întoarcem la dumneavoastră în birou, puteți să spuneți fizic, cum ați corespondat dumneavoastră cu contragenții de România și SUA? Fizic... Ce adresă poștală ați văzut? Terminație și dacă aveți o prescripție în acest sens? Energie GOV-MD, probabil, dar întrebarea nu-i de asta. Întrebarea este că noi, ca și țară, pentru a fi măcar admiși, teoretic, să implementăm proiecte nucleare, mai avem de parcurs un drum foarte și foarte lung. Pentru că atunci când vorbim despre energia nucleară, asta este mai puțin despre energie și mai mult despre nuclear. Dar puteți să specificați anume, nu partea nucleară, dar energie GOV.MD. Aveți o circulare care prevede ca dumneavoastră corespondanță din acest e-mail și nu din altul? O să urmeze o întrebare despre securitate cibernetică de voastră. Puteți specificați ce nu folosiți Gmail sau Yahoo? Adresele oficiale ale ministerilor țin de... Deci eu că nu-i greu să spun, dar probabil e vorba de CTSIC, deci de STISC, care au, da, un anumit grad de protecție, de securizare, nu înțeleg despre ce... Adică dacă în timpul muncii folosiți adresa... Deci colaboratorii la dumneavoastră minister folosesc același server, da? Încă o dată.
toți 50 de colaboratori în subdiviziunea la dumneavoastră. Colaboratori sunt la organe de resurse. La SIS folosesc teoretic, da. Deci, iarăși, pe corespondența care are loc prin minister, oficială, da. De ce? Dacă există o normă în sensul ăsta. Probabil că există. Eu, sincer, un pic acum m-ați prins nepregătit. Eu la întrebarea asta nu știu exact care legi reglementează cum se utilizează e-mailul și cine îl deține. Unde-i serverul, dar eu presupun că există anumite reguli la acest capitol. Domnul ministru, să ne spuneți dacă Victor Ursu, grupul de presă Realitatea, să ne spuneți dacă o să mai scadă tariful la gaz, dacă da, cam cât estimați. Mai ales compromis, Radu da. Marian. Nu, Radu Marian, eu știu compromis. Dar top. Dar, și una cu furnizarea energiei, gazul și de 10 lei, văd că tot se mai umflu balonul și se mai aude. Că am înțeles că Andreu i-a prelungit suspendarea licenței. Colegi, eu v-am spus din start, eu un gaz de 10 lei la momentul cealaltă nu cred. Acum gaz de 10 lei, probabil că e posibil, dar atunci gaz de 10 lei eu nu ne închipuiem cum. Eu din țară înțelegeam că mai ales modul în care s-a făcut, pentru că nu e numai despre concept, iată, gaz cu anumit preț. Este despre modul în care se face. Când apare în ajun de campanie electorală, adică întoi o campanie electorală, în ajun de alegeri, apare în loc de companie, apare politicianul care anunță că fără a înțelege cum funcționează piața, că gazul o să fie livrat pe regiuni, de parcă există așa consumator ca găgăuzie. Că, deci era din start clar că asta este o făcătură politică și are foarte, spunem, atribuții foarte tangențiale doar la funcționarea reală a pieței gazelor. Repet, la moment, pe piață există prețuri și mai bune și sunt companii care procură gaze și mai ieftine decât cu 10 lei. Tarifele, eu înțeleg că e o temă foarte sensibilă și eu accept că, spunem așa, subiectul ăsta va fi în continuare, va prezenta interes, dar eu repet, eu știu că pentru asta, pentru o asemenea declarație am fost cândva ostracizat, dar subiectul prețului la gaze naturale, tarifului la gaze naturale în special, este exagerat în spațiul informațional comparativ cu impactul lui real asupra vieții oamenilor, asupra economiei, asupra inflației, asupra tuturor parametrilor. Deci, dacă vorbim de gospodării casnice, noi avem, dacă nu greșesc, vreo 15% din gospodării casnice care au ca sursă de încălzire principală gazul. Și noi avem încă vreo 25% din gospodăriile casnice care indirect sunt dependenți de gaz pentru că sunt în sisteme centralizate. În rest, noi avem peste 60% din gospodării casnice care gazul ăsta nu l-au văzut, nu-l văd și nu știu dacă să-l vadă vreodată. Și noi toți discutăm de ani de zile despre cât costă un metru cub de gaz în condițiile în care impactul real asupra vieții oamenilor este mult mai mic decât același impact a energiei electrice, despre care discuții se poartă cu mult mai puțin. Dar impactul real a prețului la energie electrică pentru gospodăriile casnice este mai mare decât la gaz. Mai mult ca atât, dacă să luăm pe țară, mai mult ca atât, în condițiile în care piața este liberalizată și de fapt o funcționează această liberalizare, tariful la gaze își pierde rolul pe care îl avea anterior. Deci, înainte tu nu aveai opțiuni, deci era un singur preț, un singur furnizor. Acum există posibilitatea de alegere. Nu vă place tariful de 13, ce îți vă luați cu 10? Poftim, găsiți, negociați, cătați, încheieți contracte, asumați-vă răspundere, luați gaz din altă parte. Deci, eu aș vrea să revin la acest gând. Și
noi suntem într-un război hibrid, efectiv, informațional, în care subiectul gazelor este utilizat ca și subiect de, spunem așa, de speculații politică. Acest narativ legat de importanța prețului gazelor sau exagerarea importanței prețului gazelor și a gazului ca subiect a fost o strategie a Federației Ruse nu doar pentru Republica Moldova. Deci Federația Rusă, cu aceleași narrative, a avut succes în țări cu mult mai dezvoltate decât Republica Moldova. Pentru mine, personal, dacă spunem, nu în capacitatea de ministru, dar în calitate de expert, una din cea mai interesantă particularitate care denotă pe cât de umflat, exagerat era subiectul gazelor, inclusiv în Uniunea Europeană, a fost, dacă nu greșesc eu, 26 sau 27 septembrie 2022, când în pofida tuturor, la orice logică, s-a demonstrat că după ce gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2 au fost exploatate, prețurile au început a scădea. Deci când prețul, când era incertitudinea legată, dar o să fie gaz din Federația Rusă, dar nu o să fie, dar cum o să fie, dar cât o să fie, era panică mai mare decât după ce a fost certitudine, nu, gata, gaz din Federația Rusă, n-as și basta. Și lumea s-a calmat. Și lumea s-a calmat și prețul s-a dus în jos. Repet, atâta timp cât subiectul de gază a fost eficient utilizat pentru a crea, spunem, a crea panică. Nu ca așteptări, dar da, a crea frică, panică, frică, inclusiv pe piața europeană, atât timp cât în Germania lumea sincer credea că bunăstarea Germaniei, creșterea economică a Germaniei, industria Germaniei, tot depinde numai de prețul gazului natural. Asta era un subiect, deci asta era un succes al propagandei, a războiului informațional pe care l-a dus Federația Rusă, pe care l-a dus Putin. Noi acum, fiecare dată când discutăm despre subiectul gazelor naturale luat din contextul la celelalte subiecte, noi nu facem altceva decât turnăm în continuare apă la moara acestor narrative. Deci noi în continuare, noi avem o situație paradoxală. Repet, la noi, dacă întregi oamenii, băi, care sunt unele din cele mai mari probleme, prețul la gaz să ajungă precis în top, nu știu dacă acum deja în top 5, dar era cândva în top 3. Și când te uiți la omul și ala, băi, dar tu gaz ai? Nu, n-am. Dar ce problema asta pentru tine, omule? Păi, dar câte lumea despre asta grăiești? Apropo, câte rezerve de gaz, cât și volume de gaz mai are Moldova în rezervă acum? Deci noi cred că să le epuizăm până la sfârșitul lunii aprilie. Posibil să fie nevoie să procurăm ceva suplimentar, dar nu întâmplător. Noi am stabilit luna aprilie sau sfârșitul lunii. Este stocul de rezervă sau... Nu, stocurile de rezervă nu se ating. Stocurile, stocurile comerciale. Deci stocurile de securitate nu se ating. Către sfârșitul lunii aprilie, noi și nu întâmplător am stabilit atunci și perioada cu uite, până la sfârșitul aprilie este acest contract între Energocom și Moldova Gaz, că din mai noi vrem să intrăm într-un regim normal în care Moldova Gaz să procure gaze de pe bursă. De pe bursă în Republica Moldova, este operator, este BRM-ul, funcționează, s-a făcut testări, s-a procurat deja în regim de testare cât ceva gaz de pe bursă, de pe BRM în Republica Moldova și noi vrem chestia asta să o facem o chestie ordinară. Deci, fiecare lună, Moldova Gaz o să procure gaze la bursă, cine o să dea cel mai bun preț, acela va încheia contract și în luna următoare vom avea acest furnizor la Moldova Gaz. Ulterior, deja, pentru că
aici tot este o chestie care trebuie să o înțelegem. Trebuie să pilotăm acest mecanism, dar în realitate procurarea gazelor în bază de prețuri lunare, noi pur și simplu acum trebuie să o facem lunar, inclusiv pentru a testa piața și pentru a avea o comparație între cât am fi avut de la Gazprom, care lunar schimbă prețul, și cât putem obține pe bursă. În realitate, aceste contracte, în mod normal, trebuie cumva, deci nu e cel mai eficient mod de a administra procesul de achiziții în baza de tendere lunare, de asta treptat eu cred că noi vom trece la achiziții în baza perioadelor mai lungi, în special în perioada rece, când oricum știm că gazul de la Gazprom nu oricum nu ajunge pe malul grecului. Apropo, condiții de care Gazprom... Ultima întrebare, gata. Trebuie să oprim și am vrut să mai împătri la alt colegi. Te o întrebare, după asta putem discuta... Tema gazelor, punem pauză. Mai simți alte întrebări și discutăm după offline. Domnule ministru, pentru că cineva a încercat să vă apostrofeze pe unele canale de Telegram, să ne povestiți un pic despre securitatea cibernetică în domeniul energetic. Deci unde este Ministerul Energiei? Așa de apropo stil? Ați semnat ceva? Da, ați semnat un memorandum recent cu Statele Americii. Ce prevede acest... Ok. Deci, ca în două cuvinte. În primul rând, trebuie să înțelegem. Noi, și iarăși asta este partea din cei ce ne ocupăm, noi am pornit o mulțime de procese de la zero. Pe măsură ce sectorul energetic se modernizează și devine mai digital, rolul consumatorilor și rolul transferului de date și rolul echipamentelor telemetrice care pot fi gestionate la distanță prin software, pe măsură ce rolul acestei tehnologii crește, cresc și vulnerabilitățile. Proporțional cresc și vulnerabilitățile legate de atacuri cibernetice. Pentru că e suficient uneori, nici nu trebuie să arunci, nu știu, bombe sau altceva, pur și simplu intervii în sistemul informațional și poți să-ți blochezi energie electrică, poți să blochezi, au fost precedente în care s-au creat avarii tehnogene la petroducte în alte țări, nu la noi. Dar evident că noi trebuie de pe acum să ne gândim că asemenea riscuri există, noi trebuie să ne gândim cum noi asemenea riscuri le cuantificăm, le prevenim, le identificăm timpuriu și cum noi la ele reacționăm. De asta cu certitudine pe dimensiunea energetică care, repet, este eminamente în logica sau în dezvoltarea sa, energetica a fost întotdeauna o dimensiune civilă. Asta nu este o infrastructură militară care trebuie să șadă acolo rachete, pază și nu știu ce. Deși există excepții fața Pământului, știu. Dar și nu inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, partea necontrolată de autoritățile constituționale. Dar în general este o infrastructură civilă, dar care poate fi ușor, pe măsură ce avansează digitalizarea, operaționalizată, inclusiv în scopuri de crearea unor probleme și tehnice și sociale. Și atunci noi trebuie să ne pregătim și acest memorandum vizează o colaborare cu spunem, un partener din SUA care a avut experiența asta de a lucra inclusiv, de a pregăti aceste, de identifica și a pregăti de asemenea riscuri alte țări similare nouă și de asta și ne dorim ca să începem, să de-abia să pornim pe acest drum. Au fost cazuri de scurgeri de date? De atacuri? La noi au fost atacuri cibernetice, inclusiv au fost la... Bun, ele erau de altă natură și iarăși sistemul nostru încă deocamdată nu este de acea complexitate în care, uite, să poți tare mult face, dar oricum riscuri, amenințări legate de securitatea de alimentare cu energie care să vină din zona asta de cyber cibernetică, ele există. Noi am avut atacuri la Mod Electrica. Sistemul Mod Electrica a fost, deci cel care gestionează propriu-zis sistemul,
a fost decuplat de internet. Și de spiceratul? Da, a fost decuplat de internet pentru a proteja de incursiuni externe, dar lucrurile astea pot să se întâmple și noi trebuie să ne pregătim de ele. Mai are cineva o întrebare? Вы в чате своего выступления основываетесь на анализе исследований, которые сделал один из наших доноров-партнеров в плане бытовых потребителей. А есть ли анализ ситуации среди промышленных потребителей? Какова там ситуация? Количество нейтральных предприятий увеличилось, уменьшилось, цена как увеличилась, выросла, переехали на другую сторону, не переехали. Это первый вопрос, а второй. В плане сотрудничества в сфере энергетических станций, вы могли бы рассказать, на чем основываются, какие перспективы ожидаются? В плане чего еще раз? Сотрудничество с Францией. С Францией? Окей. Hai să pornim la prima întrebare. În primul rând, eu vreau să vă spun că unul din, iarăși, asta e percepția mea subiectivă, unul din motive de ce în Republica Moldova sectoarele intensive din punct de vedere energetic nu prea s-au dezvoltat, deși noi nu avem industrie mai complicată, deși noi nu avem, spunem, producere de îngrășăminte, ceva energofag, a fost anume din cauza faptului că Republica Moldova nu avea asigurată securitate energetică. Și nici din investitori să-ți vină ții, să-ți bagi într-o uzină, nu știu, de producere a îngrășămintelor 100 de milioane, atunci când el știe că sursa lui de materie primă depinde de... Este sau nu materie primă, depinde de o voință politică dintr-o țară, dintr-o altă țară. Asemenea, investiții poate să vină numai din țara de care depinzi. Altcineva nu vine. Acum, de-abia după ce noi ne-am asigurat securitatea energetică, după ce am demonstrat că orice companie, orice investitor care vine la noi și vine să consume energie, gaze, etc., poate beneficia de toate regulile exact aceleași pe care ele are în Uniunea Europeană, eu cred că noi vom urmări, vom vedea în perioada ulterioară, vom vedea investitori care vor veni în domeniile astea mai energofage. Acum, sigur că noi ca minister nu monitorizăm ce se întâmplă cu fiecare contract și ce face fiecare întreprindere. Eu, din cât înțeleg, ANRE face monitorizarea pieței și sigur că poate ei nu o fac lunar, dar rapoarte, dacă nu greșesc eu, trimestriale de monitorizare a piețelor ANRE le face și admit că asemenea date sau ceva mediu la acest capitol s-ar putea găsi în acele rapoarte. Noi, pe de altă parte, trebuie să creăm condiții. Adică pentru noi este important ca mecanismele este de schimbarea furnizorului, de încheierea unui contract cu un alt furnizor, deci ele să funcționeze, ca piața să devină cât, mai, cât de cât lichidă. Eventual, repet, eu cred că noi chestiile astea le vom ordona și mai bine și vor exista careva soluții? Nu, platforme organizate pe care aceste tranzacții se vor ordona. Dar la moment este o piață așa de contracte bilaterale, unde contractele se încheie așa, furnizorii aleargă pe la întreprinderile mari și negociază la direct. Deci nu există o bursă, nu există o piață unde un consumator ar putea plasa o cerere și mai mulți furnizori ar putea plasa ofertele. Adică o piață așa, standardizată, organizată. La moment chestia asta nu se întâmplă, dar eu cred că noi acolo o să ajungem relativ repede. Eu vreau să vă avem o întrebare de pe internet, adică de la Sănătate Inco, care întreabă care sunt cele mai mari riscuri pentru securitatea energetică a Institutului Medical și dacă s-a făcut o analiză a situației din sistemul medical, anume în chestiunea asigurării cu energie. Noi am avut situațiile foarte urâte din luna, sau din anul 2022, sfârșitul anului 2022, atunci când inclusiv instituții medicale au fost puse în pericol atunci cu acele blackout-uri. A fost un proiect de evaluare, un exercițiu de evaluare a necesităților și a securizării, cumva, crearea surselor de backup, deci de
rezervă a alimentării cu energie electrică la instituțiile medicale. Au fost livrate acele generatoare diesel din partea guvernului SUA printr-un proiect a USAID și eu cred că, cel puțin din ceea ce noi cunoaștem, situația este mult mai bună. Eu nu știu dacă s-a remediat complet, dar și nici riscurile de astăzi nu sunt la fel de mari ca și în 2022. Aici terminăm partea oficială, de acum trecem la... Da, dacă noi putem trece la partea neoficială, o să pot să iau o cafea? Da, da, desigur. Până ca o flă. Jin și găluști.